Bună, dragilor, și bine v-am regăsit aici pe canalul Croitoria fără formule. Eu sunt Lorelai Țârlea, gazda voastră, și astăzi vom discuta despre căptușala jachetelor. Trebuie să vă spun de la început, căptușala este acel strat de material care îmbracă interiorul hainei și care protejează teoretic pielea de stofa câteodată aspră sau de termocolantul iritant, dar protejează și haina de lichidele de transpirație, lichidele corporale. Căptușala poate să mai aibă și rolul de a oferi un strat izolator în plus, cum este cazul acestei pufaițe. Căptușala ei este vătuită, deci pot avea și scop de a îngroșa, de a oferi un plus de confort termic. Dar asta este în cazul jachetelor acestea sport, jachete de iarnă. În cazul jachetelor mai subțiri, cum este acest sacou, avem de-a face cu o căptușală, un material simplu, mătăsos, care nu îngroașă excesiv linia produsului. Ce material ar trebui să aleg pentru căptușeni? În primul rând, de regulă, se alege un material cât mai aproape de nuanța stofei. Dar există, desigur, și varianta atunci când stofa este suficient de groasă astfel încât să nu se vadă prin ea căptușala. Putem alege o căptușală în contrast cu bulinuțe, cu inimioare, putem să fim creativi. Cum trebuie să fie materialul ales? În primul rând, să fie natural, după părerea mea, este foarte important să purtăm pe piele ceva cât mai bun, care să lase pielea să respire. Și în al doilea rând, trebuie să fie alunecoasă. Se recomandă aici chiar acele satenuri sau stofa pe care bunicile noastre o numeau serj, tot un fel de saten, ceva un pic lucios, un pic alunecos. De ce? Pentru că atunci când îmbrăcăm jacheta, trebuie să nu se agațe și să nu deformeze nicicum produsul final, haina. Deci, material natural și material alunecos. Cum croim căptușala jachetei? Dacă croiți pe tipare de gata, căptușala are tiparul ei separat, foarte bine precizat. Dacă însă vreți să proiectați voi o jachetă, trebuie să vă spun din start că e un proiect destul de dificil pentru un începător. Iar cei medii avansați care se încumetă la a-și proiecta singur tiparul jachetei, trebuie să țină seama de faptul că dosul hainei este complet închis în cusături. Deci nu, căptușala nu este deschisă cum este la fustă, la timp, ci este cusută de jur împrejur, inclusiv la mâneci, astfel încât pe nicăieri nu văd dosul hainei, dosul materialului. Pe dinăuntru văd doar căptușala și aici în față dublura de rever. Dublura este această bucată de material. Este această bucată de material care îmbracă aici, în zona de unde se încheie nasturele cu butoniera. Deci aceasta este dublura. Aceasta este partea care nu se include în căptușală. Este separat. Deci, practic, căptușala, așa cum v-am arătat, este închisă de jur împrejur, deci nu apare nicăieri vreo deschidere prin care să văd dosul hainei. Și, lăsând la o parte faptul că am decupat din ea partea de dublură, în rest are aceeași dimensiune ca sacoul. Inclusiv lungimea la mâneci și lungimea la tiv, pentru că atât mânecile cât și tivul, la aici căptușala are un surplus de material
Am să întorc pe dos ca să vă arăt. Deci nu scurtați căptușa la mânecii. Ea trebuie să fie răsfrântă. Aici am un surplus de material. Vedeți? Ăsta este pentru confortul purtării, pentru că atunci când bag mâneca, introduc mâna prin mânecă, nu căptușala îmi dă suficientă libertate încât să nu-mi deformeze stofa. Deci căptușala se poate deplasa pe dedesubt, stofa însă rămâne perfectă în forma inițială. Același lucru se întâmplă și aici, în zona de tiv. Există un pliu de material, un surplus al căptușelii și aici este arta și aici este partea cea mai dificilă. Trebuie să coaseți căptușala și să o fixați în niște puncte mici, astfel încât să nu atârne. Deși să aibă un grad de lejeritate, dar să nu atârne, să nu se vadă în afara jachetei. În principiu, este cel mai greu obiect, atât de cusut cât și de căptușit, sacoul sau jacheta. Însă, așa cum spuneam, căptușala este cea care ne ferește pielea de materialul jachetei și jacheta de transpirația noastră. Așa că este un rău necesar. Desigur, în cazul acestor produse fast fashion, acest sacou este de la o firmă fast fashion, n-am să vă spun numele, însă ceea ce nu apreciază creatorii de la firma respectivă este consumul în plus, atât ca manoperă cât și ca material. Și economia pe care au făcut-o a fost alegerea unei căptușeli 100% poliester, deci neprietenoasă la purtare direct pe piele, și au mai făcut încă o greșeală, au croit-o un pic prea strâmtă. Cred că asta este o greșeală programată, pentru că ce se întâmplă? În momentul în care croiești căptușala un pic prea strâmtă și rezerva de coasere a materialului este doar de 0,5, deci practic 5 mm, jumătate de centimetru, este garantat că acea căptușală se va descoase pe la cusături. Bineînțeles, se rezolvă în primă fază, se poate rezolva cu un ac și o ață, însă pe termen lung, garantat, această căptușală nu va rezista. Asta vă va obliga să vă luați un alt sacou. Ei pentru firma de fast fashion. Bun, deci asta este, dragilor. Nu am să vă spun exact câți centimetri, cum se calculează, pentru că, așa cum spuneam, vă ghidați după tiparul sacoului, din care omiteți partea de dublură și atât. Este într-adevăr cea mai complexă formă de a căptuși un produs vestimentar, însă, așa cum spuneam, este un rău necesar. Nu întotdeauna, pentru că există și varianta de sacouri necăptușite, însă acelea nu au în zona de aici, nu au expusă partea termocolată, este inclusă în această dublură și nu ia contact direct cu pielea. Și desigur, hainele care nu au căptușală, hainele, sacourile de vară sau jachetele de vară, sau pot să fie chiar pardesie, deci acelea în mod clar vor fi făcute, veți alege un material plăcut purtării, un material care să fie plăcut la atingerea directă cu pielea. Asta e foarte important. Deci nu vă alegeți o stofă de lână 100% pe care să o purtați direct pe piele necăptușită, pentru că lâna irită, este un alergen destul de puternic. Asta este, dragilor, pentru astăzi. Pe mine știți că mă găsiți aici în fiecare joi și duminică. Discutăm relaxat pe teme de modă și croitorie. Voi continua seria căptușelilor. Urmează căptușala rochiei și apoi va fi chiar și căptușala pantalonului. Așa că stați pe aproape,
vă rog, abonați-vă la acest canal dacă vreți să fiți înștiințați ori de câte ori mai încarc un videoclip. Vă puteți abona gratuit, dar aveți și opțiunea de a susține, de a vă înscrie pentru conținut extra și acolo aveți mai multe variante de contribuție pentru a ajuta în continuare dezvoltarea acestui canal. Dacă vreți să facem împreună cursurile de croitorie pentru începători, știți că pe mine mă găsiți în București, la sediul Zinger, atelierele Zinger, acolo unde predau cursul de începători. Și, ca de obicei, vă urez tuturor, până data viitoare, toate cele bune și mult spor la cusut! La revedere!